Chiar s-am făcut unul pentru Ray for Patrick. Adică, de ce spui asta? Le stă bine. O spui serios sau o spui ironic? Pui. Serios. Foarte serios. Cine? Rugajă cu Alexandra. Mai da, dacă vorbesc serios. Când le stă bine? Când respinge? Sau când se duce intenționat spre el doar pentru că e Patrick acolo? Am văzut cu toți în material. Scuze, sunt hater, îmi asum. Virginia, lasă-ne cu empatia ta. Nu. Alexandra, în casa fetelor nu v-ați înțeles bine în grădină. Dar când ai venit în casa băieților v-ați înțeles foarte bine. Ce s-a schimbat? Ne-am înțeles bine și când a venit el la mine, mai spre final, când am mers spre bucătărie. Când a plecat. Nu. Când am plecat. În casa fetelor nu s-au înțeles bine pentru că Patrick era așa că și nu s-au dus în grădină. Patrick, exact. Da, exact. Și în casa băieților avea tot prin planul. Tot voia să mănânce, tot voia să mănânce, să ajungă. Noi ne-am înțeles bine și în casa fetelor, doar că la început a fost un moment că nu m-am simțit eu foarte ok. După care m-am simțit foarte ok și am fost împreună bine. Tu erai foarte bine după ce s-a închis conexiunea, când a venit Gagea, ți-a picat platoul ăsta în cap, Alexandra, pe bune. Nu era nivel de completare a ta, că eu știu cum... Fii atentă, Alexandra. Am văzut cu toții cum te-ai simțit. Cum ar trebui să fie, gen, cum ți-ai imaginat tu să fie, o zi, o zi, gen, ca tu să fii sinceră cu tine. Ce ar trebui să se întâmple? Ei, da, că iau să-ți răspund. Nu, dar ia, auzi, Alexandra. Sincer vorbind, ce ar trebui să se întâmple? Sunt foarte sinceră, fac ce simt. Zi. Sunt foarte sinceră, nu pot să-ți răspund la întrebarea asta. Ia zi, Sebi, tu. Voiam să te întreb în felul următor. Dacă tu ești mulțumită de cum te înțelegi tu cu Gagea, ai, de fapt, ești mândră de cum te înțelegi cu el după 2 ani de relație? Azi, da. Azi, da. Față. Da, ok, deci au fost chestii tu care cu Gagea ai 2 ani împreună și tu ești mândră de relația pe care o ai cu el, nu? Noi, în primul rând, avem o relație. În al doilea rând, este spre o relație, dar nu e oficial nimic. Mă, ție-ți convine cum te înțelegi cu el? În momentul ești mândră de cum te înțelegi cu el? În momentul de față, da. De ce nu vă mie mi se pare că merge din ce în ce mai bine. Vorbește mai mult. Bravo. N-ar rost să ne da, sunt foarte mândră. Ok. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne, nu știu, aș mai care om își trăiește relația exact așa cum își dorește, exact. Sebastian. Nu putem să avem relația ca în filme. Nu putem să avem relația cum... Asta chiar că e ca în filme. Mă scuzați. Nu putem să avem relația perfectă. Poate că au avut problemele lor, au trecut peste ele, iar acum ei sunt bine, din punctul ei de vedere. Patrick, ai simțit privirile Alexandrei în casa băieților când stătea cu Gagea? Am înțeles, iertați-mă că... Ai simțit privirile Alexandrei în timp ce stătea cu Gagea spre tine? A fost ceva? A vrut să, nu știu, l-a ținut în brațe pe Gagea pentru că, nu știu, și-ar fi dorit ca tu să vezi asta? A dansat cu el ca tu să vezi asta? Nu, n-am simțit. Doamne. Nu, pe bune, eu n-am știut. De ce n-au dansat la fete? Acum a văzut asta, Giulia. Pentru că nu le-am pus melodia. Nici măcar n-au cerut. Ba da, Giulia, dacă nu știu un subiect, te rog să nu-l discuți. Vai, dar discut ce văd pe material, draga. Mi-aș să explic. 5 ore de acum înainte, dacă vreau să explic. Potoliți-vă. Cu o zi înainte, când el a fost din nou la mine, eu l-am aruncat. Cu o zi înainte, în aceea zi, de ce n-au cerut-o din nou? Poți să te opresc să discuți și eu, te rog. Vorbesc cu doamna Andreea, nu vorbesc cu tine. Dar eu vreau să-ți explic ție cu o zi înainte, am cerut melodie la noi în casă și nu ne-a fost pusă. A cerut-o și la fete. Am gândit, cu o zi înainte. Cu tine. Vorbesc cu doamna Andreea, nu vreau să discut cu tine, când am ce eu cu oameni. Nici eu n-am ce. Poți să zic ce a Sebastian? A zis că Alexandra nu are atâta încredere. Te rog frumos să nu mă jignești. Sub orice nivel, păi să putem o conversație. Eu. Păi stai, eu vorbeam cu tine. Vorbele astea. Bine, ok. Sunt sub orice nivel. Rup-te-i. Păi dacă nu poți să porți o conversație, vorbim. Ce crezi? Chiar ți-am explicat ce s-a întâmplat de fapt. Chiar pot. Păi, tu nu am poți. Văzut. Ok, am văzut. E suficient. Doamne, Patrick. Ce să fac eu? E numai vina ta, crede-mă. Dar nu e numai... Deci, acum văzând materialul, pot da dreptate, Giulia. Eu n-am știut că ea s-a recerut în casa băieților să-l vadă pe Gagea, dar poate fi interpretabil că a venit să ne mai vedem, cumva. Nu știu, habar n-am, eu am crezut că... Abia ce te-am întrebat, mi-ai zis că nu. Ai văzut-o pe Giulia că s-a supărat, răspuns eu am, că da? La altceva v-am răspuns. Că n-a văzut atunci pe moment. Cum am interpretat eu treaba asta? Eu n-am știut sub ce formă a venit ea. Dar ei simți privirile? Nu, nu vorbim de priviri, dar pentru că asta este interpretarea Giuliei. Nu, eu vorbesc strict de faptul că ea s-a cerut încă o dată la noi, la băieți. Păi e un lucru pe care putem pentru să... că nu mă plictiseam, nu aveam ce să fac. Și eu am venit la el. Să ești aici, mai dansezi cu Gagea. De ce?
Plus că Melodie era cerută cu o zi înainte și nu ne-a fost. Asta vrea să spună Giulia. Nu, am spus că în Casa Fetelor tu nu aveai cum să o vezi, pentru că ea era în grădină. Și vreau să merg să fac ceva de mâncare. Hai să mergem, hai să mergem. Eu unde a vrut, omule, vai pe tu. Ea mi-a spus, Doamne, gagea, cât o să plângi și o să... Îmi pare foarte rău. Lasă, îmi pare foarte rău. Alexandra, crede-mă, nici nu mă doare capul, doar că aud... S-a aprins a mea. Păi... Tu fii deci când Julie se întoarce de la Robert, nu comparăm, nu există când... comparație, doamna Andreea, nu putem să facem asta că n-avem cum are să comparăm. Așa înseamnă că vrea să se întoarcă în casa băieților, nu, să mai vadă pe cineva. Nu există relații. Să comparăm așa ceva. N-au avut oamenii sunt relații, n-au avut antecedente deci, cu alții. Bine, Rebecca. Mai fată, cine se compară cu doamna Andreea, vreau să opriți. Vreau să opriți. Te rog, nu te. Vreau să te oprești așa tu. Așa că vorbeam frumos cu tine. Bun. Ce zici? Tu ar trebui, nu eu. Alexandra. Vai, Alexandra. Mă enervez. Ce ți-a zis? Nu vă auziți? Nu ne auzim? A, ok. Perfect. Ce ți-a zis? Nimic. De nivel ceva, zi, zi acum. Asta este o atitudine copilărească. Doamna Andreea, o să vorbesc la fel de încet cum vorbește ea ca să nu se audă. Bă, ce vrei să-ți fac? Nimic. O să-i aduc șervețele. Ce vrei nici să fac? Nu am nevoie. Mă duc eu. Nu-i nevoie. Nu se compară cu ea ceva. Te-am întrebat, ce ți-a spus? Jignește, când eu vorbesc strict pe material. Bun, zi-mi ce ți-a zis. Sunt sub orice nivel. Purtat o conversație. Și că nici măcar nu mă compari. I-ai dat aripi și e doar vina ta. Asta ca să știi. Dar nu, ce nu se compară? Asta. Că eu nu m-aș compara, aveți, dragă doamne, cu ea. Nu, n-am zis asta. Dar ce ai zis? Dar nu urla la mine. Că-s proastă? Dar ai impresia că sunt proastă? Nu ridica la mine. Te întreb, ai impresia că sunt proastă? Am zis că n-am zis cu tine. Gata, vă rog. Să comparăm două relații, relația lui Julie cu a lui Robert, doamne ferește, să o comparăm cu a voastră, păi cât sunt de reali oamenii și ce faceți voi, teatru pe aici? Ok, e de necomparat, doar ca să spuneți de necomparat. Fă schimb de locuri cu Julia, te rog. Sunt de necomparat, păi cu cine? Dacă de acolo compari, te rog, du-te pe așa. Vai, 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 Alexandra, cu toată facultatea ta, înțelegi nimic. Da, mi-ai adus, zici că plâng înapoi mine. Deși mie că poate mă mai șochează ceva ca la asta. Nu glumesc. Dacă asta a fost o amenințare, Giulia, din partea ta... Cu ce? Ce-am mai zis acum? Am zis vai de capul ei sau ce-am zis? Asta am gândit. Dacă a fost o amenințare, aș vrea să te potolești. Fără amenințări, fără o atitudine greșită, fără ton ridicat și fără jigniri. Vă rog frumos. Fără aceste lucruri este atât de simplu. Nu mai zic nimic. Și nu este vina nimănui. Mai zic nimic. Nu este vina nimănui. Fiecare își creează problemele. Fiecare își creează situațiile. Nu este vina absolut nimănui. Doamna Andreea, îmi dădeam cu părerea despre material și a venit să zică că sunt sub orice este nivel. Lui Patrick. Că e vina ei, că e vina lui, da. Ce? Cum adică, de ce? Că și-a luat aripi. Până acum vorbea Alexandra așa și permitea așa să vorbească. Cum cu aripi? Vai. Uită-te la primele episoade și după aceea să-mi dai dreptate. Poate te rezolvi. Există oameni care au emoții când intră aici. Ea n-a avut nicio emoție, doamna Andreea. Ce emoții a avut? Poate că și-a manifestat emoțiile așa, nevorbit. Da, în interior. Emoțiile fiind. N-a zis nimeni de vorbit. Dar? De cum se comportă, de atitudinea ei. Susțin și eu ceea ce zice, Giulia, pentru că am avut și eu o discuție la un moment dat cu Patrick și am fost frustrat și sunt în continuare pe el, pentru că, într-adevăr, i-a dat prea multă importanță. Să te simți mândră că ți-a dat atenție un om ca el. Că tu, atenție mai mult... Încetează, te rog, cu Diana. Nu mai vreau să mai zic în continuare ca de el... Oricum nici n-ai cu cine să fii de acord în afară de el, e logic. Dacă tu crezi că meriți atenția unui alt bărbat mai bun ca Gagea, de ce nu o faci? Dar nu-ți dau ce explic. Bă, dar nu ridica tonul. Și eu frumos. De ce nu o faci? Eu asta aici am vrut să ajung. Cine nu vreau. Tu să te simți mândră că omul ăsta ți-a dat atenție și ți-ai luat aripi aici. Oprește-te, te rog. Nu mă opresc chiar deloc. Crezi că nu poți avea un om mai bun decât Gagea?
Dar ce are Gagea că... Da, să eu vreau să știu ce aveți voi cu Alexandra. Nici nu avem Gagea. Noi cu Gagea nu avem nimic. Și reală, în primul și în ultimul rând. Noi nu vedem realitatea și ea joacă cărțile în continuare. Ok, și pentru asta trebuie să ridicați tonul, să vă amenințați, să vă ridicați de... Da, minte de o lună de zile, doamna Andreea. Ce anume? Minte de o lună de zile aici, ne ia de proști pe toți. Pe bune. Dar știi tu asta, ai vreo dovadă? Doamna Andreea, dar... Ai vreo dovadă, te întreb. Nu trăim toți în același loc? Păi stai puțin. Nu vedem cu toți aceleași lucruri? Stai puțin. Julie, tu crezi același lucru? Nu. L-a plăcut pe Patrick sau nu? Îl simpatizează și îmi place fizic, dar ea este îndrăgostită de Gagea. Da, nu mai poate de... Deci, place, da. Dragoste. Este legată de Gagea. Ea și-ar dori, oarecum, cred eu, să nu fie legată de el, pentru că bănuiesc eu, la cum văd eu lucrurile, și ea vede că multe lucruri între ei nu merg și că nu funcționează. Dar ea simte ceva pentru Gagea. Rămâne acolo. Reușește să se despartă de el. Julie. Vă toxic. O întrebare am pentru tine, Julie. Este greșit să acorde atenție altor bărbați. Da, asta nu, este nu. Greșit. Comportamentul ei, eu nu bag bățul prin gard. Cum ți s-a părut comportamentul ei pe material?